Peste 1700 de militari români și străini participă în perioada 5-15 martie la unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale organizate de Marina Militară pe teritoriul Dobrogei și în apele internaționale ale Mării Negre. Exercițiul Spring Storm 18 are la bază un concept unic de antrenare întrunită a forțelor navale aeriene și terestre, accentul fiind pus pe secvențe specifice operațiunilor amfibii în cadrul aliat, precum și pe secvențe de luptă împotriva minelor marine, într-o zonă de debarcader pe țărm. Au fost planificate și acțiuni specifice de sprijin a acțiunilor de atac amfibiu și anume acțiuni de minare, de distrugerea unei mine marine aflate pe litoral, acțiuni de specifice de antrenament echipelor de fete în caz de poliție militară. Totodată, un alt obiectiv principal pe care ne-am axat a fost lupta hibridă și lupta urbană în condiții atacurilor asimetrice. Considerăm foarte important în mediul de luptă din ziua de astăzi acțiunea militarilor. Cu atât mai mult cu atât acest exercițiu se desfășoară în cele trei medii de acțiune, submarin, aerian și terestru, și mai mult avem și un caracter multinațional, așa cum am scos în evidență anterior. La acest exercițiu participă și reprezentanții ai gărzii de coastă și ai comandamentelor forțelor întrunite. Închei prin a arăta că acest exercițiu are drept obiectiv de a arăta că suntem o sursă de stabilitate în Marea Neagră și că ceea ce dorim noi este să creștem încrederea în unii prin ceilalți, iar acest lucru se face numai prin antrenament în comun, pe apă, pe pământ și în aer. Numai o bună relație de prietenie și o bună cunoaștere reciprocă ne ajută astfel încât să dezvoltăm relațiile de diplomație navală și să creștem măsurile de încredere reciproce din Marea Neagră. Spring Storm 18 face parte din planul cu principalele activități ale forțelor navale în anul 2018 și oferă cadrul tactic de antrenament întrunit pentru operațiile de apărare colectivă, conform articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice. Pentru mine nu este prima oară când fac exercițiul acesta. Am participat și anul trecut la Spring Storm 17.1. Este a doua oară, după cum am spus. Militarii s-au comportat și au dat dovadă de profesionalism. Cooperarea cu partenerii americani, în special cu pușcașii marini americani, a fost foarte bună. Părerea mea este că folosim și vorbim aceeași limbă, și anume limba instrucției. Și misiunea, din punctul meu de vedere, a fost atinsă, a fost îndeplinită. Este o provocare, deoarece pregătirea mea profesională a început cu Academia Forțelor Terestre, acum aflându-mă la Batalionul de Infanterie Marină a Partidului Forțelor Navale, este o provocare nu numai pentru mine, cum am spus, cât și pentru infanteriștii marini români, și este misiunile noastre pe care le avem sunt specifice Forțelor Terestre și specifice Forțelor Navale. Trebuie să te focusezi foarte mult pe misiunea pe care o ai, să duci la bun sfârșit misiunea pe care trebuie să te îndeplinești, și pentru mine, ca și comandant pluton, respectiv comandant companie, mă gândesc tot timpul la siguranța oamenilor mei. Pe câmpul de luptă a fost prezentă și o grupă formată numai din doamne. La doar 28 de ani, Lucia este comandant de navă militară, scafandru și comandantul subunității din care face parte. Iar acesta este al doilea an când participă la exercițiu. Am participat și anul trecut la acest exercițiu, nu am fost în partea de conducere și de
în lucrare cu, pentru organizarea acestui exercițiu. Deci anul ăsta este, a fost o oportunitate pentru mine și ca experiență personală, dar și ca pregătirea fetelor pe care le coordonez. Este mai greu să lucrezi cu fetele decât cu băieții? Nu, este chiar mult mai ușor. Ne înțelegem foarte bine. Nu foarte, foarte înțelegătoare și a avut foarte multă răbdare cu noi să ne explice și să ne detalieze și să ne împărtășească din experiența lor. Cum este pentru o fată să participe la un astfel de exercițiu? Este o oportunitate și... De ce oricum? Pentru că am șansa să învăț multe lucruri și mai mult despre activităților aliaților și este un lucru bun pentru cooperare pe viitor. Până acum am învățat, astăzi, spre exemplu, am făcut cunoașterea armamentului fetelor americane, M9 și M16 și le-am împărtășit și din armamentul propriu și de asemenea ne pregătim pentru tragere în comun ce va avea pe loc pe data de 14. Pare puțin mai complex, dar este mult mai ușor de mai fiabil. Din partea forțelor navale române participă fregata Regele Ferdinand, corveta viceamiral Eugeniu Roșca, nava purtătoare de rachete Pescărușul, monitorul Lascăr Catargiu, vedeta blindată Opanez, nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa, nava hidrografică Alexandru Cătuneanu, o companie de infanterie marină, un detașament de scafandri de luptă, remorcherul maritim Viteazul și două remorchere de port. Forțele aeriene române participă cu două aeronave MiG-21 Lancer, iar pentru secvențele de evacuare medicală, acestea asigură un elicopter IR-330, o aeronavă Spartan C-27J. Forțele terestre române participă cu un pluton de infanterie de la Brigada 9 mecanizată și garda de coar este reprezentată de o navă de patrulare. Este unul dintre cele mai importante exerciții ale Batalionului 307 Infanterie Marină pentru anul în curs, deoarece avem cea mai mare participare calculată pentru acest an. Avem un total de aproape 130 de militari angrenați în aceste activități în comun cu partenerul american, o companie de infanterie marină, un pluton de cercetare. După cum ați putut observa pe apă, am avut acele bărci de recunoaștere, erau ale companiei cercetare. Cel mai important în cadrul acestui exercițiu este antrenarea în comun cu americanii. Avem nevoie de așa ceva, suntem parteneri NATO. Și după cum ați văzut și în teren, chiar în spatele meu, în fața dumneavoastră s-a desfășurat această acțiune în care s-a văzut clar din aceste AV-uri sau mașini de luptă amfibii, au coborât atât echipe române cât și echipe de americani împreună. În momentul în care ajungem cu ei pe teren și trebuie să se coreleze, trebuie să aibă acel simț, să se simtă unul pe celălalt, iar acest lucru se dezvoltă doar prin exercițiu. Astfel de exerciții. Și avem nevoie din ce în ce mai multe exerciții de natura aceasta, să putem ajunge pe aceleași proceduri, să avem proceduri comune și să ne înțelegem între noi. Pe lângă depășirea barierei lingvistice, nivelul de interoperabilitate crește în momentul în care reușim să ne antrenăm împreună. Scenariul exercițiului are la bază elementele unei operațiuni de apărare colectivă, conform articolului 5 al Alianței Nord-Atlantice, iar cadrul tactic presupune un raid amfibiu, desfășurat în condițiile unei amenințări hibride cu forțe convenționale și paramilitare. Vor fi puse în aplicare elemente tactice specifice luptei urbane, precum și proceduri standard de operare pentru anihilarea unei grupări militare ostile prin desantare.